Bine v-am găsit, dragii mei, sunt Daniel Dimache și vă invit să urmăriți emisiunea Neconvențional. Astăzi vom discuta despre educație, despre noua reformă care se pregătește, una din multele, din șirul de reforme, majoritatea mai puțin reușite, dar, nu-i așa, avem încă speranța. Invitați astăzi doamna Cristina Pavel, președinte Federația Națională a Părinților Edupart, filiala Prahova. Bine ați venit, doamna Mulțumesc Pavel. Mulțumesc pentru invitație. Și Robert Avram, președintele Consiliului Național al Elevilor din România. Bine ai venit, Robert. Bine v-am regăsit. Ploieștean, prahovean, care a demonstrat că se pot obține lucruri, că se pot face lucruri în acest sens, de la nivelul elevilor, care nu-i așa, sunt beneficiarii actului de educație. Acum a preluat destinele Asociației Naționale. Aș începe întrebându-te cum te descurci aici la Ploiești cu școala, casa, familia, la București multă treabă. E un program ce-i drept încărcat, dar cumva reprezentarea elevilor este un deziderat pe care cu toții ni l-am asumat. Vorbim de, așa mie îmi place să cred că structura Consiliului Elevilor cu toate substructurile sale, deci vorbim de substructuri la nivel județean în toate județele și în toate unitățile de învățământ cu precădere în ciclul liceal, îmi place să cred că CNE este una din cele mai mari, dacă nu chiar cea mai mare organizație din România ca număr de membri, și asta ne face să avem optimism și multă putere de muncă. Cumva atunci când îți place ceea ce faci și vezi că vin și rezultate, cum am văzut în ultimul timp, de multe ori oboseala tinde să nu te mai presezi atât de mult. Ți se potrivește această muncă? Am văzut de-a lungul a câtorva anișori petrecuți aici în Prahova. Doamna Cristina Pavel, reprezentanta intereselor părinților, nu? Tot beneficiară actului de învățământ. Bineînțeles. Multă vreme organizațiile elevilor au fost tratate ca fiind decorative, mai ales. Cum colaborați la acest moment, odată cu elevii, nu? cu fiicele noastre, și cum colaborați cu celelalte entități alături de care participați, nu? La făurirea acestui act administrativ și nu numai în educație. Da, bineînțeles. Elevii au fost tratați, așa cum ați menționat, mai mult de către profesori sau de către reprezentanții. Da, nu ai ministerului. La minister au fost foarte bine primiți. Dar la nivel de județe, dar noi părinții am colaborat foarte bine cu ei. În cadrul federației am avut o legătură strânsă cu Consiliul Național al Elevilor și cu Asociația Elevilor din Constanța și mai nou sunt și alte asociații de elevi. Îi sprijinim în toate inițiativele lor pe care le considerăm corecte. Bineînțeles că avem și diferențe de opinii și mi se pare și normal, dar de cele mai multe ori ne poziționăm de aceeași parte a baricadei, pentru că de fapt urmărim aceleași interese. Unicul interes pe care ar trebui să-l urmărească toată lumea în învățământ ar fi interesul copilului, al elevului, da? Discutăm despre faptul că elevul este primul beneficiar și învățământul ar trebui să se desfășoare în jurul lui, da? Discutăm despre învățământ centrat de pe elev, discutăm despre foarte multe lucruri care deocamdată rămân la nivel de discuție. Deci, și dacă se începe o reformă, considerăm că în momentul ăsta este primul pas, dar trebuie să ajungem acolo, la învățământul centrat pe elev, despre care tot spunem, dar parcă nu prea vedem. În realitate nu prea vedem așa ceva. Deci aceasta ar fi adevărata reformă. Robert, aș întreba acele diferențe de optică între părinți și elevi, între aceste poruri. Cum se rezolvă? În favoarea cui?
favoarea noastră a tuturor, cumva rezultatele ne ajută pe toți în parte, inclusiv pe noi, elevii, cât și pe părinți și pe profesori, adică trioul reprezentării sistemului de educație, deci reprezentanții elevilor, părinților și profesorilor, lucrează îndeaproape destul de des și de foarte multe ori, chit că abordăm cumva diferit situația din motive evidente de altfel, na, diferențele de percepție care vin o dată cu contextul, cu modul în care ne raportăm cu experiențele pe care le avem și e și normal să, și sănătos să existe divergențe, dar le rezolvăm prin comunicare și ajungem de foarte, foarte multe ori la consensus, dacă aș putea să număr pe degetele de la o mână situațiile în care n-am ajuns la un consens, dar rezultatul mereu ne ajută pe toți. Chiar dacă poate nu este așa cum ne doream noi sau celelalte asociații reprezentative, în final o formă sau alta o găsim, o agrem împreună și ne ajută pe toți, pentru că misiunea noastră a tuturor este să sprijinim dezvoltarea calității actului de învățare, predare, evaluare. Ori asta se poate face doar prin eforturi conjugate. A fost anunțată o nouă reformă, o reformă care, cel puțin la acest moment, pare substanțială în actul de învățământ. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a promovat această modificare radicală în actul de învățământ, chiar începând din toamna acestui an, deci cu următorul an școlar. În mare spus, ceea ce a înțeles toată lumea și ceea ce a ajuns la publicul larg ca informație este că semestrele vor fi înlocuite cu niște module de învățare care sunt mult mai scurte ca timp, 5 module de învățare și vacanțele sunt mai dese după aceste module, parcă se restrânge cumva și vacanța de vară în favoarea acestor vacanțe între module. În principiu, din ce s-a discutat, tezele ar urma să fie înlocuite cu un examen final la sfârșit de an. Asta știe mai toată lumea. Ceea ce știți dumneavoastră este mai mult, dar nu totul, pentru că încă nu este pus la punct totul și aș vrea să discutăm așa pe marginea acestor măsuri. În primul rând, a fost bine sau este binevenită această reformă la momentul actual din punctul dumneavoastră de vedere? Doamna Paper. Da, așa cum spuneam mai devreme, este un prim pas. Noi o considerăm deocamdată o schimbare de formă și nu de fond. Și pentru a o considera cu adevărat reformă, considerăm că trebuie să mai atingem niște puncte. Și aici discutăm într-adevăr de formarea resursei umane din învățământ, discutăm de de predarea care să se facă după o curiculă actualizată, să mergem, bineînțeles, mult mai mult pe practic și mai puțin pe atâta teorie, pentru că nu știu în viață cât de mult ne folosește teoria. Bineînțeles că teoria trebuie să fie prima etapă, dar a doua etapă este să punem în practică ceea ce am învățat și vedeți, e nevoie de mult mai multe elemente. Sperăm că toate lucrurile astea vor fi îndeplinite. Bineînțeles că noi suntem acolo și de fiecare dată vom aduce la cunoștință și vom colabora cu ministerul și între noi și vom încerca să propunem și noi niște soluții în măsura în care ni se va și cere punctul de vedere. Și dacă discutăm despre înlocuirea tezelor, acest... O fi bine, o fi rău? Poftim? Zic, o fi bine, o fi rău, din punctul de vedere? O fi bine, o fi rău. Da, discutăm despre evaluare. Noi tezele am gândit de mult timp că ar fi trebuit eliminate. Nu credem că mai sunt actuale. Și dacă se vor elimina și se va gândi un nou sistem de evaluare, bineînțeles că împreună vom încerca să punem la punct un sistem cât mai bun de evaluare. Robert Avram.
În primul rând aș sublinia un lucru pentru anul general, nu știu, cumva o panică generalizată care am văzut că s-a atât propagat în spațiu public. În fond, schimbarea structurii anului școlar, vorbim acum strict de calendar, nu este o schimbare atât de mare precum pare. Singura cumva modificare care se va simți în învățământ este acea vacanță din octombrie, care va separa modulul 1 de modulul 2 și care înainte era oferită numai elevilor din învățământul primar și celor din învățământul preșcolar, iar acum va fi oferită pentru toți elevii din România. În rest, vacanța din februarie este tradiționala vacanță intersemestrială, așa cum o știam cu toții, numai că acum, într-adevăr, va fi oferită diferențiat în funcție de decizia fiecărui inspectorat școlar județean sau ISMB-ului, în cazul Bucureștiului. Iar mai departe lucrurile rămân cumva la fel. Am agreat propunerea pe care a făcut-o Ministerul Educației din mai multe motive. Pe de o parte, nu s-a reinventat roata în România. Modelul de structură pe module este un model preluat de la nivel internațional și european din state precum Franța, precum Olanda, Finlanda. Sunt state care folosesc aceste instrumente de spargere a perioadelor de învățare cu perioade scurte de vacanță și care au arătat că dau rezultate. A fost preluat practic un model internațional care ține cont de curba de efort, nu numai a elevilor, cât și a profesorilor, pentru că este evident, după o perioadă de 6, 7, 8 săptămâni în care motoarele sunt turate la maxim, din motive evidente, vorbim aici de evaluări periodice, de tot felul de alte proiecte și programe care apar pe parcursul anului școlar, ai nevoie de o perioadă scurtă de repaus. Care este acea vacanță care separă modulele, care în general este de o săptămână, cu excepția vacanței de Paște și vacanței de iarnă, care sunt, așa cum le știam cu toții, cam de 2-3 săptămâni în funcție de context. În ceea ce privește înlocuirea tezelor, asta a fost propunerea pe care Consiliul Național al Elevilor a făcut-o atât la începutul anului școlar, cât și acum înainte de ședința Comisiei de Dialog Social în care a fost prezentată structura anului școlar. Din motive, așa cum le spunea și doamna Pavel, inadaptarea tezelor la cerințele actuale ale... Dar de ce erau ele perimate și... Haideți să vedem statistic vorbind. Neconforme cu vremurile pe care le trăim. Nu mai aveau relevanță. Și putem lua o statistică pe care chiar ministerul a lansat-o și care e mai mult decât elocventă. La începutul acestui an școlar, după primul semestru al acestui an școlar, am văzut că undeva la 54% din elevi s-ar încadra pentru bursă de merit conform fostelor criterii. Deci aveau peste media 8,50. După susținerea tezelor, procentul a crescut la 60%. În contextul în care, atenție, testele PISA și toate cercetările internaționale ne arată că undeva la 40% din elevii români sunt integrați în categoria analfabeților funcționale. Deci vedem o lipsă totală de corelare în ceea ce zic statisticile și testele făcute de facto în sălile de clasă pe elevii români și ce vedem în catalog. Evaluarea și-a pierdut relevanță și asta este un lucru pe care l-am văzut cu toții, în principal din cauza trecerii la învățământul online, pentru că instrumentele de evaluare nu au mai fost la fel de bine gândite, nu au mai fost securizate, iar trecerea la învățământul față în față a reprezentat o adaptare foarte greoaie pentru elevi și pentru profesori și implicit și evaluarea a avut de suferit. Teza ca și evaluare de etapă, așa cum e ea considerată la nivel pedagogic, ar trebui să reprezinte momentul în care elevul își înțelege lacunele pe care le-a dobândit într-o perioadă de timp, fie că vorbim de module de învățare, fie că vorbim de semestre, de trimestre sau indiferent cum le numim, și alături de profesorul de la clasă identifică măsuri remediale, axate pe feedback, practic cum pot eu să-mi rezolv problema pe care am avut-o la teză. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. În școlile românești, din păcate, teza nu era mai mult decât o notă, numai că era trecută cu roșu și avea o pondere mai mare. O notă mai importantă. O notă mai importantă, trecută cu roșu în catalog. Și cumva luată pe o sinteză a materiei. Probabil nu toată materia din semestrul respectiv, dar oricum o sinteză. De cele mai multe ori susținută în ultima săptămână sau... Așa, doar cu două săptămâni mai înainte. Pe brânci, așa. Adică în momentul în care nu mai poți să faci nimic. Și fără o pregătire constantă înainte. Dacă stăm să ne gândim, dispare un rând de teze. Pentru că se anunță acest examen de sfârșit de an, care înseamnă într-adevăr aici o sinteză adevărată a materiei, și care ar prelua, ar fi cumva o teză mai importantă. Aș face o completare aici. Evaluările standardizate la început, respectiv la final de an, au fost propunerea Consiliului Elevilor și de asta și vreau să fac mențiunea asta.
Evaluarea inițială, evaluarea predictivă despre care vorbeam și evaluarea finală, practic cea sumativă, nu ar trebui să înlocuiască evaluarea periodică din clasă, aia care ar fi trebuit să se facă în permanent, adică nu, repet, nu reinventăm roata acum. Motivul pentru care ne dorim să fie pilotate la nivel de sistem, începând cu anul școlar viitor, practic, fără să afectăm media elevilor, indiferent de modul în care va fi încheiată, este să vedem pe de-o parte dacă standardizarea evaluării în acest fel este oportună și poate aduce beneficii pentru elevii români și pentru profesori deopotrivă, și în același timp să vedem de unde plecăm, care sunt golurile sau nevoile elevilor la nivel național, pentru că diferențele în evaluare sunt extraordinar de mari de la clasă la clasă, să vedem unde ajungem la final de an. Sunt două lucruri extraordinar de importante. Ministerul Educației a agreat propunerea pe care am făcut-o. Noi sperăm să fie pilotată începând cu anul școlar viitor la nivel de sistem, pentru a vedea care au fost de fapt problemele, pentru că... Această pilotare ce ar însemna? Un test care să nu conteze ca și notă? Exact, un test care să nu conteze ca și notă, în viziunea și noastră. Și ajustabil cumva. Ajustabil, evident, cu standarde aprobate la nivel național. Rămâne de văzut care este și perspectiva experților în educație, pentru că nu ne putem substitui acestora, nici noi de la Consiliul Elevilor, nici de la Federația de Părinți, nici reprezentanții profesori, nici măcar Ministrul Educației. Experții în educație din CNPE trebuie să vină cu un punct de vedere foarte bine structurat, pe marginea propunerilor care au ieșit în spațiu public, din punct de vedere al instrumentelor de evaluare, să vină cu unele noi în cazul în care este nevoie, dar adaptate și axate mult mai mult pe feedback, să mergem către evaluarea ca proces de învățare. Asta e foarte important. Acești experți sunt niște somități așa necontestabile care sigur vor lua cele mai bune decizii? Sunt persoane cu studii în domeniul. Știm că tot acolo e vorba mai mult de teorie cumva, practica e lăsată în urmă. Tocmai pentru că, din păcate, experții în educație de la CNPE, într-adevăr, în și noastră, sunt puține cazurile în care chiar au contact foarte mult cu ceea ce se întâmplă în sălile sau de clasă. Au luat și e o experiență trecută, cumva. Și de asta am cerut și noi, și reprezentanții Federației de Părinți, consultări cu toți partenerii de dialog social ai Ministerului Educației, adică noi, părinții și profesorii, pentru a corela perspectiva pe care experții în științele educației o au cu ceea ce se întâmplă la firul ierbii, pentru că e foarte important, ziceați foarte bine, teoria cumva diferă de practică, de asta trebuie să fim într-o permanentă legătură, într-un permanent dialog, axat pe identificarea de soluții, pentru că altfel reforma în învățământ nu vine din biroul Ministerului Educației. Printre acești experți, oameni care vin din afară, cu experiența predării în străinătate, care se întorc în România și se așează într-un astfel de for care să modifice, care să construiască un învățământ, sau lucrăm cu oamenii pe care îi avem aici în țară, care fac dintotdeauna reformele, așează-le, mai vin din afară? Există avem și situația. Avem foarte mulți profesori valoare. Există. Nu cred că se pune neapărat să vină cineva din afară. Nu, cu experiența, problema, că noi aplicăm ce e acolo. Da, experiența este foarte bună. Noi avem, așa cum ați spus, foarte mulți profesori de valoare. Important este să existe o colaborare. Robert spunea mai devreme să discutăm și cu cei care sunt la firul ierbii. Noi, ca și federație, chiar am făcut niște pași în sensul ăsta în momentul în care s-a discutat de evaluarea la clasa 8-a. În momentul în care s-au publicat subiectele, le-am luat imediat, am discutat cu profesorii, pentru că noi, de fapt, suntem niște părinți, și am creat grup, am stabilit niște propuneri și apoi am mers către creatorii subiectelor și am discutat direct cu ei. Deci, colaborarea este foarte importantă. Colaborarea acestor experți cu profesorii care știu exact ce se întâmplă în școală și pe partea cealaltă și cu elevii și cu părinții. Lucrurile astea sunt foarte importante. Fără o astfel de colaborare, oricine ar fi și cu orice fel de experiență, nu va aplica așa cum trebuie pe un sistem de învățământ românesc. Pentru că noi totuși suntem români și degeaba aducem un model din Franța, din ce țară vreți, dacă nu-l aplicăm așa cum trebuie, pe obiceiurile noastre, pe
structura, atitudinea noastră, copiilor, pe structura noastră, da. Nu vom reuși să facem mare lucru. Discuția asta cu renunțarea la teze este mai veche. Nu e de azi de ieri, nu este o propunere ieșită de undeva din pământ. S-a discutat la un moment dat sub forma de teză cu subiect unic la nivel național, pentru că noi am propus de multe ori să renunțăm la tezele acestea pe care le susținem așa, cumva într-un mod disproporționat. Și să avem o evaluare standardizată. Ne-am lovit de problema asta cu lipsa evaluării standardizate și în momentul în care a venit pandemia, ne-am trezit într-un moment în care era foarte posibil să nu putem să susținem examenul de evaluare națională și atunci au existat propuneri pentru înlocuirea examenului de evaluare națională cu mediile din 5-8. Nu se poate face așa ceva. Atâta timp cât nu ai o evaluare standardizată, nu poți să faci așa ceva. Deci pentru asta este nevoie de o schimbare reală. Oricum, evaluarea a fost o problemă și mult dezbătută. Nu prea i s-a găsit soluție generală. Fiecare a căutat soluțiile sale în aprecierea elevilor. Poate unii profesori au reușit mai mult decât alții. Acum se discută serios în contextul noii reforme despre evaluarea elevilor. Înțeleg că nu s-a ajuns nici acum la o concluzie, nici n-avea cum, și că discuțiile sunt destul de complicate la momentul ăsta. Evident, discuțiile trebuie să fie de durată, adică vorbim totuși de o reformă care nu va afecta doar o perioadă scurtă de timp. Dacă ne dorim să aducem cu adevărat schimbări de substanță în evaluare, trebuie să avem consultări aplicate și consultări care să ajungă cu adevărat la soluții, nu să luăm decizia de azi pe mâine pe genunchi din pixul ministrului sau din pixul oricărei alte persoane. Reforma stă cumva în fiecare dintre noi. Asta e un lucru foarte important pe care noi l-am spus de-a lungul timpului. Reforma în învățământul românesc stă în fiecare elev, în fiecare profesor și în fiecare părinte, în modul în care se raportează la școală. Partea de evaluare este una dintre cele mai importante aspecte care guvernează cumva sistemul de educație, pentru că reprezintă aspectul și procesul prin care elevul înțelege care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru a-și putea achiziționa niște competențe cheie care să-i asigure atât inserția pe piața muncii, cât și integrarea în societatea actuală. Ori dacă evaluarea nu este adaptată la nevoile actualei generații de elevi, nu putem să vorbim despre faptul că școala și-a atins rolul. Pentru că în momentul ăsta, cu o evaluare inadecvată, cu o evaluare care nu pune accent pe competențele reale de care ai nevoie, școala nu-și atinge scopul. Și anume acela de a-l pregăti pe elev pentru societate. Adică acum aici vorbim cumva despre memorare versus studiu de caz, versus exerciții. Că noi cunoaștem evaluarea ca fiind acea ascultare la lecție, scoaterea la tablă și extemporal. Mai departe s-a cam terminat povestea. Da, și din păcate e seacă. Din păcate, evaluarea asta ajunge la punctul notă. E și subiectivă. Nota trecută în catalog cumva este, da, sigur. Și pe urmă nu mai interesează pe nimeni. Vorbea Robert mai devreme despre feedback. Da, cu siguranță sunt profesori. Nu s-a pus problema de feedback. Da, cu siguranță sunt profesori de excepție care fac acest lucru. Da, care susțin o evaluare așa cum trebuie și care sunt interesați de feedback pe evaluarea pe care au susținut-o. Asta fiindcă așa doresc dânsii. Așa da? Lucrează dânsii. Pentru că așa există ei, un sistem. Sigur, sigur, sigur. Dar asta trebuie să se aplice la nivel național. Asta trebuie să se aplice în întregul sistem de învățământ. Pentru că dacă nu avem acest feedback, nu ajungem nicăieri. Robert spunea mai devreme, să înțeleagă elevul unde are niște lipsuri, să colaboreze cu profesorul și să își umple acele lipsuri. Nu prea vedem lucrul ăsta în momentul ăsta.
Și asta cumva ține de o schimbare de paradigmă de foarte lungă durată, care poate fi rezolvată inclusiv prin regândirea componentei de formare inițială și continuă a cadrelor didactice pentru evaluare. Pentru că am văzut foarte multe erori în evaluare pe care nu le putem lăsa neobservate și trebuie discutate, mai ales în contextul, aduceți-vă aminte, de contestațiile de la examenele naționale din anul școlar trecut. Absolut. Unde am avut mii de rezultate modificate și nu cu 10 diferențe. Mari. Diferențe inacceptabil de mari. Aici înseamnă că avem o problemă și formarea inițială și continuă trebuie. Și că lucrul ăsta se întâmplă și la clasă în mod frecvent. Și de asta diferențele sunt nu apare, extraordinar de mari. Nu plesnește numai acolo problema. Diferențele sunt extraordinar de mari de la clasă la clasă. Nici măcar nu mai putem vorbi de diferențe de evaluare între urban și rural. Aici sunt an lumină distanță între modul în care se face evaluarea. Cum este văzut un elev care își întreabă profesorul de ce a luat acea notă, bineînțeles că el considera, nu o să-l întrebe niciodată că dacă i-a dat prea mult, el considera că merită o notă mai mare. Poate are dreptate, poate nu are dreptate, însă, de obicei, asta este considerată din partea cadrului didactic o impertinență. De asta e o normalitate. Și aici vorbim de atitudine. Atitudine și aici vorbim și de mentalitate. Vorbeați mai devreme de felul cum erau văzuți înainte elevii. Păi nu vorbim despre același lucru? Nu vorbim tot despre mentalitate? De ce trebuie tot timpul să mă deranjeze pe mine ca și adult pentru că elevul, tânărul, adolescentul din fața mea are o idee nouă? Poate că este în contradicție cu ceea ce gândesc și știu eu. Sau de ce să nu mai studiem, de ce să nu gândim, de ce... Eu înțeleg că profesorul trebuie să fie în fața elevului cumva, dar nu există perfecțiune. Aici avem două extreme. Odată acel profesor care vrea ca toți elevii să stea în poziția ghiocelului și să accepte orice, și avem în polul opus acei elevi care consideră sunt așa niște niște flori rare acolo, care consideră că își pot permite orice cu un profesor, orice dialoguri, orice impertinențe, că, din anumite motive. Așa. Cum facem să eliminăm ambele extreme și să rămână ceea ce e valoare acolo? Aici iarăși vorbim de paradigma pe care o are sistemul de învățământ cumva. Din păcate, relația dintre elev și profesor la momentul ăsta este foarte rece. Cumva, în momentul în care profesorul intră în clasă, ridică așa un zid de beton între catedră și bănci, care mai este așa o fereastră foarte mică în care vezi tabla și pe profesor. Da, de acolo lucrurile nu mai merg bine. Nu există un dialog constant, nu există feedback reciproc, pentru că e foarte important ca feedback-ul să vină din partea tuturor celor care fac parte din sistemul de învățământ într-un fel sau altul, pentru că altfel nu putem vorbi de un serviciu adaptat la nevoile comunității până la urmă, pentru că actul de învățare asta este un serviciu pentru comunitate. Ori e important să vedem unde sunt problemele. Este adevărat că trebuie să promovăm anumite valori în învățământul românesc, dar aici iarăși vorbim de și m-aș lega din nou de formare, pentru că asta iarăși ține de partea de formare atât a elevilor și a profesorului deopotrivă. Correct. Pentru că profesorul este persoana care de multe ori petrece mai mult timp cu elevul decât petrece părintele și asta este ceva extraordinar de răspândit. Iar profesorul trebuie să devină pentru elev un model de etică, de verticalitate, de valori, de moral pentru elevul din fața lui. Ori valorile astea cumva se transpun de la un om la altul. E important să le promovăm din ambele părți, atât în școală, prin profesori, prin directori, prin elevi resursă, iarăși un lucru super important, elevii resursă care ar trebui să se implice în a propaga astfel de valori și inclusiv acasă. Lucrurile astea țin inclusiv de implicarea pe care o au familiile în ceea ce privește formarea de bază a elevului, pentru că elevul pleacă după 7 ani, așa cum e clasic absolut, vorbit. Și au un rol, continuu. O să discut mai mult cu doamna Cristina Pavel sau în primul rând, deși Robert cunoaște foarte bine fenomenul din toate punctele de vedere, observ. Și anume că părinții sunt specialiști pentru că ei fac temele odată cu copilul.
teme care de multe ori sunt extrem de stufoase și dacă îți, nu știu, copilul, elevul își asumă un liceu bun de valoare, trebuie să accepte și acea cantitate uriașă de teme. Exercițiile sunt destul de complexe la toate nivelurile, începând de la clasa 1-a, 2-a, da. Și părintele devine așa un mic expert în educație și în învățământ, care e de acord cu anumite lucruri, pe altele le contestă și el. El devine, după cum spuneați, un mic expert, fără voia lui. Într-adevăr. Fără să-și dorească treaba asta, pentru că fiecare își alege o profesie și atunci, bineînțeles că asta vine cumva în completare, dar și opiniile pe care părintele le are asupra sistemului de învățământ în general, asupra metodelor de predare, ar trebui să fie considerate tot un feedback. Bineînțeles că și acest feedback depinde cum este transmis, dar de multe ori, eu am mai spus treaba asta, depinde și cum este solicitat. Pentru că dacă știm să solicităm un feedback bun, atunci vom și primi un feedback bun. Dacă nu știm să-l solicităm și aruncăm niște chestionare din când în când. Și de multe ori vrem acel feedback, dar să fie ceea ce vrem noi. Bineînțeles. Adică să ni se confirme că noi suntem nemaivăzuți. Da. Și atunci lucrurile ies prost. Și iată, există de multe ori acel dialog al părintelui se face direct cu profesor, cu diriginte, cu directorul instituției de învățământ, dar mai puțin pe această filieră a organizației unde activați dumneavoastră. Așa cum cred că se întâmplă cumva și cu elevii. Majoritatea îl transmit direct și poate mai puțin aleg această cale foarte bună și care are mult mai mari șanse de și care reușită, poate ajuta foarte mult. Exact. Eu le-am sugerat către părinților. Către structura asociativă. Când am avut ocazia, eu le-am sugerat părinților să mergem pe această filieră pentru că este mult mai potrivită și îi ajută pe ei. La urma urmei e foarte mult. Este foarte important cum ne poziționăm. Este părintele se poziționează într-un anume fel, de multe ori poate este și prea obosit. Absolut. De multe ori este și prea împovărat. Nu este foarte upgradat, updatat. Nici el are o idee cu zeci de ani în urmă, cum era învățământul. Și până la urmă privește din punctul ăla de vedere. Ca să ajungem la o colaborare, pentru că eu așa aș vedea, să considerăm că este o colaborare, o colaborare între cei trei piloni, între cadrele didactice, elevi și părinți. Și această colaborare presupune discuții, presupune solicitarea de feedback, oferirea unui feedback așa cum trebuie. Dar lucrurile astea toate depind tot de educație. Absolut. Robert, am deschis subiectul ăsta. Cum apreciezi acele teme? De pildă, faceți toate exercițiile de la pagina 42 la 47 de azi până mâine. În condițiile în care mai ai de pregătit și la încă 5 materii. Asta numai la o materie. Adică da. Mai ai și teza. Na, tot vorbim de asta. De asta este important să ne uităm la modul în care este structurată activitatea care se face la școală. Implicit programa, care este extraordinar de stufoasă. Vorbim de elevi care ajung la liceu să aibă inclusiv 16 materii. Structurat într-o săptămână, 16 materii la care până acum era nevoie să închei câte o medie per semestru. Dacă ne uităm în anii școlari trecuți, pre-pandemie cumva, numărul minim de note, iarăși. Vorbim de, în cazul materiei istorie, spre exemplu, unde elevii ajungeau să aibă și câte 5 ore pe săptămână la profilul uman, ar fi trebuit să aibă cel puțin numărul minim de note egal cu numărul de ore per săptămână, într-o clasă cu 35 de elevi, pentru că sunt cazuri, din păcate, pentru că avem un număr maxim de elevi care ar trebui respectat, dar nu se respectă.
ajungeai să fii într-o constantă presiune, atât tu ca elev cât și ca profesor, pentru că e nevoie să pregătești niște instrumente de evaluare, nu să pui niște note doar de dragul de a le pune. Ori partea de teme, partea de studiu individual, cumva, pentru că de fapt asta ar trebui să reprezinte, partea de studiu individual și de fixarea unor elemente care ți-au fost deja livrate în clasă într-un mod calitativ, sunt lucruri care ar trebui să fie și ele regândite, odată cu reforma curriculară, pentru că aici este, de fapt, cumva principala problemă la care se raportează sistemul de învățământ. În gimnaziu, din fericire, unele reforme s-au mai făcut pe parte de curriculum. Dar la liceu, în continuare, studiem după un curriculum aprobat în 2009, atenție. Și după manuale în care cel mai atenție, elogent, nu a izvorât din anul 2009. Da, da, da. Adică majoritatea e preluat mult mai din urmă. Și dacă ne uităm și la manualele pe care le au elevii de liceu, eu chiar am văzut recent un manual de istorie în care scrie exact așa: România este pe cale de a adera la Uniunea Europeană. Da, în 2022. Este pe cale de a adera la Uniunea Europeană. E și un mic adevăr, o parte de adevăr, că noi am aderat atunci, dar nu suntem integrați nici acum complet. Asta este o altă discuție, dar... A fost sub formă de glumă asta, că nu are nicio legătură. Sunt aspecte care trebuie extraordinar de bine regândite și analizate, pentru că o reformă curriculară ar fi trebuit să se facă de mult. Aduceți-vă aminte, un set de planuri cadru a fost livrat la finalul ministeriatului doamnei Monica Anisi, adică acum aproape 2 ani. Din păcate, ele nu făceau o reformă reală, doar mutau de aici colo niște ore, dintr-un comun puneam un curriculum diferențiat, viceversa, iar de atunci planurile cadru cumva au rămas în van. Da, îți dau foarte mare dreptate aici, pentru că asta e adevărata reformă, cum se transformă materia aia care era valabilă acum 20-30 de ani, o parte din ea va fi valabilă cât va exista Pământul. Dar o anumită parte se cere modificată cumva. Schimb. Poate modulele astea avem acei recipienți în care poți pune într-adevăr materialul care trebuie. Eu așa văd un modul. Ai trecut într-o anumită bucată de materie, l-ai absolvit, deja cunoști această părticică din materie. Nu e așa doar, hai să tăiem niște bucăți mai mici din anul școlar, mai punem niște vacanțe, mai... Deci, un modul trebuie să fie altceva. Trebuie să fie ceva structurat, închegat, din care elevul pleacă cu niște cunoștințe valoroase. Cred că ăsta ar trebui să fie scopul. Și întrebarea de bază, cu ce pleacă elevul acasă? Pleacă cu niște cunoștințe aplicate... Sau pleacă cu niște frustrări, cu niște experiențe de viață, cu tristețe. Absolut. Eu de ce am luat nota aia, colegul a copiat după mine și a luat cu un punct mai mult. Da, să știți că întrebările astea par simple, dar da, sunt foarte importante. Și grele, așa, care apasă. Eu cred că dacă îi explici elevului odată de ce a luat nota respectivă, e suficient. Haideți să ne uităm la cum erau, pentru că doamna Pavel spune foarte bine de modul în care explicăm rezultatul elevului. De multe ori primeai rezultatul de la teste cu niște semne de întrebare pe foaie, desenate cu roșu la rezolvare. Da, unde ai greșit acolo? Da, ce am greșit? Stăteai și te gândeai. Sunt întrebări pe care elevii și le pun și care așteaptă o rezolvare. Ori rezolvarea iar stă în modul în care ne structurăm întregul proces, iar cumva implementarea acestor module de învățare forțează mâna pentru niște reforme. Ăsta e adevărul. Faptul că avem o nouă structură a anului școlar care presupune instrumente noi de evaluare, evident, nu putem păstra evaluarea semestrială în evaluarea pe module, iarăși sunt chestii care trebuie modificate. Știi foarte bine de altfel. Acum avem oportunitatea de a lansa niște reforme de substanță care să fie implementate de-a lungul unor generații întregi, pentru că orice schimbare facem acum, că anul școlar 2022-2023 cu precădere va fi anul modificărilor mult mai des discutate decât ce vorbim acum. Pentru că dacă ne uităm, spre exemplu, în iunie 2022, Guvernul României și-a asumat adoptarea, pe cale parlamentară, evident, a noului pachet legislativ pentru educație, deci a unei noi legi.
După lege urmează planurile cadru, urmează formare, urmează examen de bacalaureat. Ceea ce înseamnă reformă peste reformă. Exact, exact. Avem oportunitatea de a face. Avem oportunitatea de a face lucruri care să ne ajute pe toți. Până de cum ne raportăm la asta? Înțelegem importanța sau ne complacem în prezent? Aș vrea pe final de emisiune să discutăm cumva din punctul de vedere al profesorilor. Sunt foarte mulți profesori buni, indiferent care e curicula, indiferent ce e pus să predea, sunt dăruiți. Sunt dăruiți. Cu acest har. Și luăm un exemplu care s-a petrecut zilele astea. Deci doamna profesor Dana Lica obține an de an niște rezultate la zona de informatică inexplicabile, adică prinzi o generație bună, mai mergi cu ea, dar ca să scoți tot timpul. Acum, cu elevii de la Caragiale, va reprezenta România la campionatul mondial de robotică de la Houston. Deci o reformă fără să consulți un asemenea profesor. Și sunt mult mai mulți profesori cu rezultate de valoare, dar poate că am luat exemplu cel mai edificator, cel mai vizibil de aici din Prahova în ultimii ani. Fără să consulți astfel de profesori, eu cred că are niște rețete, are niște lucruri pe care cred că le poate împărtăși fără nicio problemă. Ca să faci din niște cabinete ministeriale, chiar și cu experți, chiar și așa, fără astfel de profesori, ai ratat o mare șansă. Da. Noi v-am spus, deja am făcut pasul acesta pentru evaluarea națională și propunerea, să zicem, catedrei de matematică de la Liceul Mihai Viteazu de aici din Ploiești a ajuns să fie pusă în operă. Deci, se poate. Se poate. Dar, bineînțeles că trebuie colaborare, bineînțeles că trebuie să dăm atenție și profesorilor, nu noi, experții despre care vorbeați mai devreme, și atât elevilor cât și părinților. Și elevii să le dați un imbold către această colaborare, să se petreacă această colaborare. Doamna Lica este un exemplu de bună practică în învățământul românesc și cu rezultatele pe care dumneai le are, ar trebui să fie un exemplu demn de urmat și este, fără doar și poate, pentru toți profesorii din România la momentul acesta. Rezultatele pe care doamna profesor le are sunt remarcabile, n-au trecut neobservate. Doamna Dana Lica este recunoscută la nivel național și internațional chiar pentru ceea ce a făcut și de asta cred că este foarte, foarte important să ne uităm la oamenii care activează, de fapt, în sala de clasă. La Consiliul Elevilor promovăm exemple de bune practici în educație. Chiar avem un eveniment anual, în gala elevului reprezentant. Chiar anul acesta vom premia 3 astfel de profesori, în numele noi profesori de 10, cumva generic, care ar trebui să fie prezenți în fiecare sală de clasă din țara asta, în fața fiecărui elev. Astfel de profesori sunt adevăratele modele pe care ar trebui să le urmăm. Atât noi ca elevi în ceea ce privește formarea continuă, de când învățarea este ceva continuă, de la care putem să preluăm anumite valori care să ne ajute pe parcurs, cât și pentru profesori, ca să reușească să adapteze instrumentele de valoare, de predare, de învățare, tot ce se face în sala de clasă, la nevoile elevilor. Că aici e foarte mare, foarte mare nevoie de responsabilitate și de o analiză pertinentă a ceea ce se întâmplă în sala de clasă. Pentru că, repet, a spus doamna Pavel foarte bine, spuneți dumneavoastră, reforma nu se face din birou de undeva de sus. Reforma se face în fiecare clasă. Acolo e important să ne uităm. Pentru că resursele de care dispune fiecare clasă sunt diferite, resursele fiecărui profesor, fiecărui elev sunt diferite, diferențele sunt majore. E important să ne uităm la ce nevoie are învățământul românesc mergând la firul ierbii, pentru că asta, altfel nu putem să facem o reformă de substanță. Într-adevăr, mă gândeam la faptul că un astfel de premiu venit din partea elevilor este satisfacția supremă a unui dascăl, să fii premiat chiar de cei pe care îi prelucrezi de multe ori fără voia lor sau împotriva cumva, la început cel puțin, împotriva unui curent din partea lor și să-i atragi de partea ta și să-ți obții astfel de recunoaștere, într-adevăr, este un lucru mare. Dar să știți că și feedback-ul din partea elevilor de foarte multe ori
că este foarte bun pentru mulți profesori și eu nu aș mai vedea să avem o teamă în a cere acest feedback. Eu cred că și zumzetul ăla din clasă spune foarte multe, în anumite momente. Și zâmbetul pe care îl pe fața elevilor aduce. Cum artistul de pe scenă privește în public și el vrea trebuie aplauze. Să primească, nu? Trebuie să ofere emoție și să primească la rândul lui emoția din public, nu? Ca să se încarce. Cam așa ar trebui, da, să fie, să considere și profesorul, să se încarce cu emoția elevilor și cred că ar fi important să discutăm puțin și de emoție atunci când discutăm despre predare, învățare, despre sistem de învățământ, despre... pentru că e important la urma urmei. Aici punem punct emisiunii noastre. Tare ne-am dorit ca anul ăsta 2022 să fie un punct de cotitură în învățământul românesc cu adevărat pe care îl așteptăm. Nu așa un fals punct de cotitură să mergem la 360 de grade sau la 180 cumva în România. Vă mulțumesc pentru prezența aici în studio. Și noi vă mulțumim. Mulțumim pentru invitație. Chiar ne-ați mai lămurit cumva ce înseamnă această reformă, cel puțin acum, la nivel de concept. Dragii mei, vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!